Ucrainenii care vor sărbători trecerea noului an perit vechi s-au pregătit pentru o noapte albă, cu mâncăruri alese. Bucătărestele se vor întrece în tradiționalele gustări pentru a-și cinsti urătorii, în timp ce copiii și tinerii și-au dres glasurile și îmbrăcați în costume speciale cu tălăni și clopoței, vor împânzi ulițele pentru a-i sorcovi pe cei dragi la trecerea dintre ani. Tradiția spune că prima persoană care trece pragul casei noul an trebuie să fie un băiat sau un bărbat, pentru a le aduce noroc petrecăreților tot anul care începe. Iar sărbătorile ucrainenilor nu se opresc aici. Aceștia vor sărbători boboteaza pe 19 ianuarie.